cu aceeași bucurie și cu aceeași încredere în Dumnezeu, venim împreună în locul acesta în care El ne va învăța tot atât de real cum învăța când se așeza pe coasta muntelui sau pe țărmul mării. În același fel ne învață El astăzi prin Duhul Lui Cel Sfânt. Ar trebui să nu fie nicio diferență în mintea noastră cu privire la semnul vizibil al prezenței Lui. Semnul credinței în prezența Lui trece dincolo de semnul vizibil. Și cel care crede în Dumnezeu cu adevărat și credem în făgăduința prezenței Lui, trăim această experiență mult mai real decât cei care erau acolo fizic și se uitau la un bietul om gândind, ar putea fi acesta Fiul lui Dumnezeu sau... Astăzi, prin Harul Bunului Dumnezeu, vom merge împreună într-un loc atât de tulburător, de frumos și de bun, încât va trebui să ținem privirea țintită la Domnul ca să nu fim copleșiți de emoții. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că ne chem la masa aceasta frumoasă a cuvântului Tău. Doamne, hrănește sufletele noastre și fă ca privirea noastră țintită la Tine să transforme ființele noastre. Îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin. Ca bun păstor, Mântuitorul se întoarce, se numește în engleză follow-up, se întoarce în locul unde Lazar zăcuse mort 4 zile și mirosea greu și fusese înviat. Se întoarce în locul acela ca, pe de o parte, să întărească acest lucru cu prezența lui și, pe de altă parte, să pună în valoare în inimile multor oameni această inimaginabil de semnificativă minune. Cei care privesc doar la aspectul fizic al problemei acesteia se limitează uneori la a-și bate joc. Cei care au făcut din Sfânta Scriptură învățătorul, pentru aceasta ne-a fost dată, Scripturile au fost date pentru învățătura noastră. Ce a fost scris și scris pentru învățătura noastră. Cei care sunt aici au prilejul să vadă în locul acesta absolut interminabile lumini strălucind în diverse direcții și proiectând asupra adevărului o strălucire pe care n-a avut-o până atunci. Cu această ocazie ne vom opri puțin în seara de după, cu 6 zile înainte de Paști, ne vom opri tocmai în casa aceasta, tocmai în Betania, în locul acesta unde, spune Sfânta Scriptură în Ioan 12, Lazar fusese mort și îl fusese înviat. Acolo unde Iisus a venit în Betania, unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți, nu care înviase, îl înviase din morți, pentru că au mai înviat din morți destui oameni, din moarte clinică, din aparentă moarte și așa mai departe, au înviat aceștia. Dar pe Lazar l-a înviat Iisus. Diferență mare. Iubiții mei, suntem în locul acesta și vom urmări câteva aspecte, revin spunând, este absolut interminabil drumul, șirul acesta de lumini care strălucesc în locul acesta. Acolo, la masă, i-a pregătit o cină, ca de obicei. Cine a fost cu propunerea? Marta. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce șeveau la masă cu el. În versetul 9 spune, o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania, au venit acolo, nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase Iisus. Noi spunem oamenilor, când vin la biserică, uite-te la Domnul, nu te împiedica într-un lucru sau altul, sau la noi în familie, sau așa mai departe, dar Evanghelia spune că lumea se uită la Domnul, într-adevăr, dar se uită și la Lazar, pe care l-a înviat el din morți. Se uită și la mine și la tine, să vadă diferența dintre noi după 4 zile și noi după ce am fost chemați afară de însuși Mântuitorul, afară din moarte. Acum aș dori să ne oprim asupra unui aspect. Sigur, la masă conversația a fost extrem de diversă, depinde de perspectiva din care cineva privea.
cine a venit acolo să se îndoiască, să condamne, să judece, să urască, a găsit și mai multe argumente pentru a face acest lucru, fiindcă ochelarii erau colorați așa. Cine a venit acolo să iubească pe Domnul a găsit și mai multe argumente pentru lucrul acesta. Cine a venit să nu creadă a găsit destule argumente să nu creadă. Cine a venit să creadă a găsit argumente să creadă. Cine e drept, mai departe drept. Cine e nedrept, mai departe nedrept. Aceasta nu este o expresie care din cartea Apocalipsei care este aplicabilă doar la finalul tuturor lucrurilor, ci se aplică în fiecare zi. Adică, dacă vii cu nedreptatea în suflet, într-o anumită situație, continui să rămâi nedrept și te pietrești în nedreptate, în neadevăr. Dacă vii cu bunătate și dragoste și bună intenție în suflet, găsești argumente și mergi mai departe în bunătatea aceasta. Aceasta e legea vieții, de fapt. Așa s-a întâmplat aici la masă. Fiecare a găsit lucrul după care a venit acolo. Și ați observat că imediat după învierea lui Lazar, unii au fugit repede, informatorii, au fugit repede să informeze pe farisei despre ceea ce s-a întâmplat. Nu i-a interesat semnificația, realitatea evenimentului, ci numai să dea, au dat raportul la securitate, au scris repede luni după biserică, toate au scris acolo la prima oră, uite cine a vorbit, ce a vorbit, cred că înseamnă așa, ar fi bine să-l luați la pușcărie, să-i lăsați copiii pe drumuri. Informatorii au fugit repede acolo. Au fost însă destui oameni care n-au fugit repede, nu erau informatori, ci veniseră acolo pur și simplu cu inima deschisă, spunând, Doamne Dumnezeule, vorbește Tu. Și în adevăr Dumnezeu le-a vorbit lor din această mulțime. Dar aș vrea să ne oprim asupra unui aspect de natură practică cu care suntem confruntați în fiecare zi, și anume distanța dintre planul nostru și planul lui Dumnezeu, dintre ce am dorit noi să se întâmple sau să se facă și ceea ce plănuiește Dumnezeu să facă. Din start vreau să spun că distanța între acestea este următoarea. Isaia, Psalmul 103, versetul 11. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Noi credem că Dumnezeu este bun, dar credința noastră în bunătatea lui Dumnezeu e departe de adevăr, cum e cerul de pământ. Vorbim de bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta spune Psalmul. Cât de sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare e bunătatea lui pentru cei ce se tem. Aceasta e distanța dintre ce credem noi despre bunătatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. E cât între cer și pământ. Acesta este un aspect. Al doilea aspect din Isaia 55:9, tot așa, aceeași distanță mare între cer și pământ, cât sunt de sus căile, cerurile față de pământ. Atât sunt de sus căile mele, adică mijloacele de care Dumnezeu se folosește. Te-ai aștepta ca Dumnezeu să se folosească de un anume lucru, gând bun, gând curat, gând sincer, dar atât de depărtat de mijloacele pe care le va folosi Dumnezeu, de căile lui Dumnezeu, cât sunt de sus cerurile față de pământ. Doamne, mă așteptam la orice, dar ca să vii pe calea aceasta, să vorbești prin mijloacele acestea, nu m-am gândit niciodată. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Având în vedere acest lucru, haideți să mergem împreună în momentul în care Lazar este bolnav. Chiar aseară, ieri, după amiază, am fost lângă patul unei suferinde de multă vreme, merg în vizită aici. Este o dramă, este o luptă. N-am putut, rar în viață am văzut bătălia aceasta între viață și moarte în acest fel, dar eu privesc și din alt punct de vedere, privesc la mișcarea sufletului, a gândirii, a minții, în ce direcție se mișcă ființa aceasta și observ cu atenție, caut să observ, mă rog la Dumnezeu, deschidem ochii să văd dacă mergem în direcția cea bună, și am văzut semne bune. Și chiar ieri am îngenunchiat lângă patul suferindei și dânsa este într-un fel de comă de mai multe zile.
am îngenunchiat împreună cu alte trei persoane să ne rugăm pentru dumneai. Dumneai părea în comă, inconștientă, bineînțeles, și noi am rostit rugăciunea așa cum ne-a îndemnat Bunul Dumnezeu, am pus sufletul în ea, am pus încrederea în Dumnezeu, partea noastră. Deodată ne pomenim, când s-a încheiat rugăciunea și am spus amin, deodată auzim din partea celei care părea că nu e prezentă, auzim un amin, ceea ce ne-a spus. Mie mi-a rupt sufletul, ne-a spus că ea era prezentă acolo. I-a ascultat ce am vorbit noi cu Tatăl Ceresc, a ascultat și a spus amin. Să mergem într-o casă de aceasta, unde este Lazar, Lazar care suflă. Lazar a fost un om bun, nu există niciun raport asupra unui rău pe care l-a făcut Lazar cuiva. Nu există vreo aluzie în vreo direcție sau alta. Și ca să vezi un astfel de om suferind în felul acesta, este cum am văzut eu un copil de 3 ani care a murit și care avea o șăpuță albă în cap și a murit atât de nevinovat. Și a murit din cauza faptului că bunicul a fost ocupat cu mașina, cu motorul, să repare ceva și copilul a căzut în bazinul de not și s-a necat în timp ce bunicul era foarte ocupat acolo cu piese, cu alte, trebuia să îl supravegheze, dar a fost furat de lucrul acesta. Am văzut suferința bunicului, n-avea hotare. Dar în cazul nostru nu e vorba de un bunic ocupat cu motorul unei mașini în spatele căreia se neacă un copil de 3 ani, ci este vorba de Domnul. Domnul nu poate fi ocupat cu motorul acesta. Și atunci ce gândește familia aceasta? Ei așteaptă în fiecare zi ca Domnul să se arate deodată. Dar Domnul nu se arată. Ei așteaptă un semn de la El că El este prezent, cel puțin o confirmare să ne spună, stați liniștiți, ăsta e drumul, mergem pe El. Gata, am înțeles, ne supunem chiar și morții dacă acesta e drumul. Dar tăcerea, tăcerea aceasta atât de groaznică. Și până la urmă, Marta sau surorile împreună au discutat și eventual și cu Lazar și a zis, Doamne, hai să trimitem pe cineva la Iisus. Dar dacă trimitem pe cineva la El, e semn că noi nu credem în prezența Lui și în știința Lui, cum a știut că un pește are un ban în gură, cum știa gândurile din inimile oamenilor, cum știa toate lucrurile, nu avea nevoie să-i spună nimeni nimic pentru că erau descoperite de Dumnezeu. Cum să nu știe El că Lazar este bolnav pe moarte? În ce a constat încercarea credinței acestor oameni ai lui Dumnezeu, prietenii lui Dumnezeu, egal cu Abraham, egal cu Moise, prietenii lui Dumnezeu? Când e vorba să ai statutul de prieten al lui Dumnezeu, nu există un altul deasupra acestuia. Încercarea credinței nu a constat în boala sau suferința prin care a trecut Lazar și în perspectiva morții. Nu în aceasta a constat, pentru că Iacov spune, eu merg pe drumul pe care merge orice om. Nu se știe lucrul ăsta, de la început se știe. Nu aceasta e încercarea. Încercarea a fost a familiei acesteia, încercarea noastră de asemenea, încercarea oricărei ființe umane, constă în tulburătoarea întrebare, oare mă iubește Dumnezeu cu adevărat? El a spus lucrul ăsta, dar după cum ați observat, când a fost trimis mesajul acesta lui Iisus, el a conținut cuvântul a iubi. Și nu i-au spus, Doamne, Lazar, omul ăla din Betania, pe la care ai trecut tu, sau este bun prieten, ci i-a spus, acela pe care îl iubești tu. Ceea ce a făcut și Dumnezeu cu Avram când l-a chemat să aducă jertfa pe Isaac și i-a spus, Isaac pe care îl iubești. Știu lucrul acesta. Și acum, surorile îi spun lui Iisus, îi amintesc lui Iisus, cuvântul acesta plin de încărcătură, plin de obligație sfântă, plin de așteptări, plin de speranțe, acela pe care îl iubești. Ce faci? Ce se întâmplă? Și se ridică acest hidos semn al întrebării, nu în dreptul lui Iisus, pentru că a fost văzută puterea lui.
au fost văzute minunile lui, ci se ridică acest hidos semn al întrebării în dreptul cuvântului a iubi. Adică chiar tu îl iubești pe Lazar sau nu îl iubești? Păi cum dacă îl iubești? Cum poți să nu simți ce se întâmplă? Cum poți să nu știi așa ceva când tu știi toate lucrurile? Cum poți să stai așa de absent? Cum poți să nu trimiți măcar un semn de condoleanțe, de împreună simțire, măcar un text, măcar un cuvânt, măcar un mesaj prin cineva? Aici a fost piatra de încercare a credinței lor. Era vorba de credința în iubirea lui Dumnezeu. Nu e vorba de credința în Dumnezeu. O are diavolul și o are până în ultimul moment. Este bazică. E parte componentă a ființei noastre. Lucrul acesta. Nu despre credința în Dumnezeu sau în puterea lui Dumnezeu, ci despre credința în iubirea lui Dumnezeu. Acela pe care îl iubești este bolnav. Și putem să mergem aici și să auzim cuvântul acesta în Ioan 11:3. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Acela pe care îl iubești. Ține cont de cuvântul acesta. Aceasta este piatra de cercare a sufletului nostru, dar și stânca sufletului nostru. În orice fel de încercare a vieții, noi vorbim de obicei de marile încercări, de marile persecuții, de marele final al luptei binelui împotriva răului și așa mai departe, vorbim de finalul acesta, dar el, de fapt, aceeași lege se manifestă în încercarea de fiecare zi a noastră. Adevărata noastră preocupare a sufletului nostru este legată de realitatea iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Acest lucru a stat la baza înșelăciunii, înșelării părinților noștri, a păcatului lor. Dumnezeu nu vă iubește. V-a spus una, dar este alta. El știe că în ziua în care mâncați, el știe altceva. Bă, v-a spus că muriți, dar de fapt se întâmplă ceva bun și el vă oprește. Vrea să termină pentru el sau cu implicațiile, o mulțime întreagă de implicații. Acolo s-a înfipt în inima omului pumnalul acesta al îndoielii cu privire la iubirea lui Dumnezeu. În momentul în care un om cedează în încercarea aceasta sau în ispita aceasta grozavă, în momentul în care cedează, în clipa aceea, se instalează în sufletul lui noaptea, într-o noaptea neiubirii, în care și a neadevărului Dumnezeu spune una, dar de fapt face alta. În această noapte a pășit Iuda. El n-a putut să accepte gândul că este iubit de Dumnezeu. A rămas în întunericul sufletului lui și a pășit în întuneric. Această familie iubită nu cade în această noapte. Faptul că Iisus a spus una, dar se manifestă altfel, scrie într-un fel, dar se întâmplă altfel, le zguduie credința, aceasta e zguduirea credințelor, dar nu este lepădarea de credință, nicio clipă. Surorile l-au mustrat pe Iisus când a venit, ceea ce a arătat că îl iubesc. Mustră pe cine iubește. Ele l-au mustrat, dacă era aici, nu se întâmpla lucrul acesta. Dar aș dori să subliniem lucrul acesta și cer bunului Dumnezeu să-l înscrie în conștiința noastră de neșters. Pentru totdeauna să rămână acolo. Ca în cea mai grea dintre încercări, ca și în cea mai simplă dintre ele, acest principiu să rămână plin de putere. Iubirea lui Dumnezeu nu ține de manifestările așteptate de noi. Acestea nu erau manifestările care dovedeau iubirea lui Iisus, ci erau așteptările noastre. Și acolo la masă ei discută, uite ce ne așteptam noi. Ne așteptam ca el să vină, să intervină, să-l vindece de boala lui și vai ce minune. Nu merită, adică acesta e un cuvânt care n-ar fi trebuit spus, dar este în multe suflete. Nu merită și omul ăsta ce a meritat robul sutașului sau așa mai departe. Al doilea lucru, având în vedere că
omul acesta este un om atât de bun la suflet, ne-a făcut sinagogă și merită să-i faci binele acesta, nu i-ar fi cazul să se țină cont. De ce să moară omul ăsta în aceleași chinuri în care a murit desfrânatul sau bețivul sau ucigașul de lângă noi, vecinul? De ce să moară el în aceleași condiții? Apoi și lucrarea lui Dumnezeu. Ce o să creadă lumea când va vedea că Iisus a spus că iubește pe omul acesta, dar în realitate nu i-a apăsat când a murit, cum a spus pastorul Parker, nu numai că nu ți-a apăsat de suferința soției, ci ai disprețuit rugăciunea noastră, aruncat-o cu scârbă. Acestea au fost expresiile sufletului lui în fața tragediei soției lui și surorile lui Lazar sunt mișcate de aceleași gânduri. Acesta era planul lor, să-l vadă pe fratele lor vindecat. Planul lui Dumnezeu, cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa era planul lui. Planul lui Iisus era să vină și să dea omenirii făgăduința învierii din morți, omenirii. El angajase pe Lazar, nu într-o lucrare particulară, de moment, de familie, el l-angajase într-o lucrare cardinală, într-o lucrare centrală pentru întreaga istorie a umanității care urma să se desfășoare, pentru orice suflet care luptă cu negura vieții acesteia prin învierea lui Lazar pe care o plănuia Iisus. Avea să fie așezat înaintea lumii un monument de necontestat al adevărului lui Dumnezeu. Nu zice, el chiar face lucrul acesta. E un pic de distanță între ce gândeau surorile lui Lazar, ce gândea Lazar, ce așteptări aveau ei și ceea ce avea Iisus în minte. De aceea el a mai zăbovit încă două zile. Niște ucenicii se miră. Hai să mergem să murim cu el acolo, Toma e gata, nu se pune problema. Știu că vor să-l omoare, dar mergem acolo și murim cu toții. Sunt gata de orice sacrificiu ei, dar el nu e gata, el rămâne. El rămâne încă două zile acolo și după patru zile, la timpul lui Dumnezeu, apare acolo. După părerea lor trebuia să vină atunci, acum, dar după părerea lui Dumnezeu, după gândul lui Dumnezeu, după patru zile. E distanță mare între o vindecare ca aceasta și învierea din morți a lui Lazar. Lucrul acesta n-a vorbit despre Lazar în principal, ci despre acela care a spus, Lazar, vin afară. Aici este taina tuturor tainelor. Cei care au fost martori aici, cei care cred adevărul lui Dumnezeu, așa cum e descoperit el în Scripturi prin Duhul Sfânt, oamenii aceia au recunoscut în el, în cel ce a spus cuvântul și în cel ce a chemat pe Lazar afară, au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. El nu doar că a zis, eu sunt învierea și viața, ci chiar a înviat pe omul acesta, adică a întrupat prin faptă și realitate ceea ce a spus prin cuvânt. Acum când se priveau la masă acolo și când au început să întrezărească, departe de a vedea ei importanța, prețul, impactul pe care urma să-l aibă lucrarea aceasta asupra omenirii și istoriei omenirii și asupra numelui lui Dumnezeu și a eternității. N-are rost să vorbim de lucruri care nici nu știm ce înseamnă așa ceva, dar cel puțin acolo pe loc au văzut ei distanța dintre gândul lui Dumnezeu față de gândul lor și planul lui Dumnezeu față de planul lor și au putut să se plece și să se închine. Tocmai într-un moment crucial și de neimaginat, Mântuitorul nostru se reazemă pe acest moment. În Ioan la capitolul 12, versetul 17, cuvântul Domnului spune cu ocazia intrării lui Iisus în Ierusalim, toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Toți oamenii aceștia mărturiseau despre el.
toți oamenii care auziseră despre acest lucru prin mărturia lor și au crezut, au venit la această incredibilă demonstrație. Mântuitorul a fost proclamat ca fiu al lui Dumnezeu de însăși lucrările lui și a spus celor care aveau și au probleme în a crede în el: dacă nu mă credeți pe mine, credeți lucrările acestea. Aș dori să luăm acest moment și să evaluăm încă o dată credința noastră în iubirea lui Dumnezeu. Aceasta e încercată la fiecare pas. Aceasta a fost încercarea acestei familii. Și aș dori să spun că la capătul tuturor lucrurilor e singurul lucru care contează. Ați observat că l-a menționat Iisus. Maria și-a ales partea cea bună și aceasta nu era altceva decât iubirea lui Dumnezeu pentru ea și iubirea ei pentru Dumnezeu. Un singur lucru. Toată Scriptura se reduce la un singur lucru, a spus Iisus și apoi prin ecou a spus Pavel. Toată lupta credinței se reduce la acest singur lucru. Și în capitolul 24 din Matei, ni se arată că aici este piatra de cercare a fiecărui suflet. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urî unii pe alții, oamenii ajung să se îndoiască de Dumnezeu din cauza purtării altor oameni. Mulți proroci mincinoși se vor scula, vor înșela pe mulți. Dar acum vine versetul 12, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit în această dragoste, care se va răci în cei mai mulți, va fi mântuit. Aceasta e piatra de cercare a credinței noastre în mijlocul cele mai cumplite dintre persecuții. Cele mai tulburătoare stări din lăuntru frățietății se vor râi unii pe alții, se vor vinde unii pe alții. Un singur lucru trebuie să supraviețuiască și anume dragostea lui Dumnezeu pentru noi, dragostea noastră pentru El și în primul rând și la temelie credința noastră în dragostea lui Dumnezeu. Aceasta te rugăm să ne ajuți, Doamne Dumnezeul nostru, dacă va fi să suferim orice și să pierdem orice, un singur lucru să nu pierdem vreodată și anume credința în cuvintele tale: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ești iubit de Dumnezeu. Ajută-ne să nu uităm niciodată. Tu ești Fiul meu prea iubit. Fă să păstrăm acest gând viu și păstrează-l viu în noi, înflăcărează-l tu în mijlocul cele mai întunecate nopți a sufletului și fă ca prin acest cuvânt să răsară soarele neprihănirii în sufletele noastre. Prin Domnul Iisus Hristos. Amin.